Masculinitatea adevărată este o chemare grea și inconfortabilă, fie că ești căsătorit, fie că ești singur. Rolul de lider pe care Dumnezeu îl dă bărbaților nu reprezintă oportunitatea de a fi servit, de a sta toată lumea la dispoziție. Și este o chemare de a sta la dispoziția altora, de a servi pe alții într-un mod sacrificial. Într-o lume care îți oferă satisfacție imediată pe toate planurile, financiar, emoțional, sexual, masculinitatea creștină poate să pară chiar neatractivă, da, și chiar fără rost în anumite momente. Adică, de ce să trăiesc într-un mod altruist și jertfitor când pot să fac contrariul și să mă bucur de plăcere instantanee? Trăim într-o lume care a distorsionat enorm imaginea masculinității. Dar masculinitatea nu înseamnă să ai barbă, mușchi, să mănânci vânat și să trăiești într-o cabană crăpând lemne. Dacă nu-ți slujești aproapele într-un mod altruist și jertfitor, indiferent ce înseamnă acest lucru, poți avea tot testosteronul din lumea asta. După standardul Scripturii, nu ești un bărbat adevărat. Dacă nu refuzi plăcerile carnale ale acestui trup pentru bucuria pe care Hristos ți-o dă, oricât de magnet al femeilor ești, nu vei reflecta masculinitatea adevărată. Dar masculinitatea adevărată înseamnă ai sluji pe alții mai mult decât te slujești pe tine. De unde știm aceste lucruri? De la cel mai mare bărbat care a trăit vreodată, Iisus. Iisus a fost masculinitatea întrupată, da, să spunem așa. Fără îndoială, am putea să facem o listă lungă de caracteristici pe care Iisus le-a avut și l-a făcut un bărbat adevărat. Dar definiția masculinității o găsim doar în Dumnezeu. Nu în cultură, nu la locul de muncă, nu în mass media sau în oricare alt instrument pe care lumea îl folosește în oricare alt scop. Astfel, identitatea unui bărbat adevărat se găsește doar în Hristos. El este bărbatul Alfa, dar și Omega. Dar el este definiția ultimă a masculinității. Masculinitatea adevărată poate fi definită de nenumărate caracteristici. Însă, caracteristica principală pe care am văzut-o la Iisus a fost slujirea necondiționată, altruistă, jertfitoare. Privind spre lucrarea lui Iisus, putem să vedem o activitate predominantă. Învăța. Dar Iisus dădea învățătură. Iar astăzi vreau să privim în acest episod despre acest aspect. Masculinitatea biblică este definită de capacitatea de a da învățătură, de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și de a învăța pe alții cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune tânărului păstor din Efes, Timotei, următoarele lucruri. În prima sa epistolă către Timotei, versetul 16 din capitolul 4. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățătorii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Aș rezuma acest verset astfel. Seriozitatea extraordinară a masculinității. Nu este vorba doar de păstori, lideri sau viitori lideri în acest verset. Fiecare creștin este chemat să fie capabil să-și mărturisească credința. De asemenea, unii dintre voi sunteți tați sau veți deveni tați, da, veți avea o familie, iar responsabilitatea voastră este de a da direcția acesteia pe toate planurile, chiar și doctrinal. Să nu vă gândiți, o să se ocupe păstorul de noi. Nu! Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Și sper ca prin acest episod să fim mai dornici de a-L cunoaște pe Dumnezeu tot mai bine. Versetul acesta conține trei imperative. Da, trei porunci și două promisiuni. Prima poruncă pe care Pavel o dă lui Timotei este să fie cu luarea minte asupra lui. A doua poruncă este să fie cu luarea minte supra învățăturii pe care o dă altora. Și a treia poruncă este să stăruiască
în aceste două datorii, în aceste două slujbe. Cu alte cuvinte, să nu credeți că zilele pentru a veghea asupra noastră s-au terminat. Chiar dacă ajungem lideri, avem o familie, suntem tați, sau că zilele pentru creștere doctrinală au trecut. Pavel îl îndeamnă pe Timotei să continue. De asemenea, putem să vedem și două promisiuni. Prima promisiune este că se va mântui pe el însuși și vom vedea ce înseamnă acest lucru. Și a doua promisiune este că îi va mântui pe cei ce îl ascultă. Și de asemenea, vom vedea ce înseamnă acest lucru. Dar cum am putea pune ideea acestui verset într-o propoziție? Vigilența morală a unui bărbat asupra vieții sale și vigilența teologică asupra doctrinei sale sunt mijloace ale harului lui Dumnezeu pentru propria mântuire și mântuirea comunității sale. Să fie clar, acestea nu reprezintă calea spre mântuire. Aceasta este doar Hristos și nici nu suntem noi cei care mântuiesc. De asemenea, Dumnezeu face acest lucru. Cred că acum înțelegem de ce am menționat tema versetului ca fiind seriozitatea extraordinară a masculinității. Deoarece în joc este mântuirea. Asta este marea miză. Salvarea eternă a bărbatului, creștinului, liderului și a oamenilor săi depinde de trăirea lui în sfințenie și loialitatea față de adevărul Scripturii. Repet, toate acestea nu neagă faptul că suntem mântuiți doar prin lucrarea lui Hristos de la cruce, datorită harului său, prin credință. Ci mai degrabă, acest verset confirmă ceea ce este scris în Efeseni, versetul 10 din capitolul 2. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Atunci când un bărbat are grijă de el, adică este cu luarea minte asupra lui și asupra învățăturii pe care o are și pe care o dă și umblă în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu, confirmă faptul că este lucrarea lui Dumnezeu și este o făptură nouă în Hristos. Acest verset nu afirmă mântuirea prin fapte, ci doar oferă evidențe ale faptului că ești mântuit. Evidențe ale faptului că Dumnezeu lucrează în tine, iar două dintre aceste evidențe sunt sfințirea personală și fidelitatea doctrinală. Acum, vreau să rupem acest verset în două și să luăm fiecare parte acestuia, pe rând, și să observăm niște exemple mai specifice. Prima parte este să fii cu luarea minte asupra ta, iar a doua parte este să fii cu luarea minte asupra învățăturii tale. Pentru prima parte a versetului ne-am putea concentra pe multe lucruri. Viața noastră de rugăciune, aspirațiile noastre profesionale, atitudinile noastre, temerile noastre, stabilitatea noastră emoțională, da, și așa mai departe. Iar pentru a doua idee a versetului, fii cu luarea minte asupra învățăturii tale, vom privi la modul în care suntem răspunzători pentru învățătura din casă și biserica noastră. Dar de asemenea, voi aduce în atenție și modul în care putem crește din acest punct de vedere. Toate acestea în episodul următor. Acesta este adevărul. Pur și simplu.